Agenția de pelerinaje Bazilica Travel a Patriarhiei Române a organizat zilele acestea un pelerinaj în țara noastră pentru 18 credincioși ortodoxi din Cipru, Egipt, Liban, Iordania și Palestina, care aparțin de Patriarhia Antiohiei și a întregului Orient. Astăzi, grupul de pelerini a fost primit de Patriarhul României. Pelerinii antiohieni, însoțiți de preasfințitul părinte Cais, episcop de Erzurum, au fost primiți la reședința patriarhală de preafericitul părinte patriarh Daniel și de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul. Noi am ales în acest an o temă pentru dinșii România, grădina Maicii Domnului. După cum știți, avem și un alt program pe urmele Sfinților Mărtiri prin Coven, care o să avem și un grup de tineri, puțin mai târziu, în septembrie. Am vizitat aproape toate mănăstirile din București, Valea Prahovei, nordul Moldovei, Bucovinei. Ieri am slujit la Iași, la Catedrala Metropolitana și acum suntem în București, azi și mâine. Noi, de fapt, cum au spus din și ieri la Catedrala din Iași, că eu au trăit niște momente care, pentru prima dată pe care le-au trăit, în mod special au petrecut 10 zile cu Sfinții Români, au primit binecuvântările Sfinților Români și sunt mulțumiți. Preafericitul părinte patriarh Daniel i-a binecuvântat și s-a rugat pentru pace și înțelegere în Orient. În cazul acesta, pelerinajul aduce în comuniune frățească mai multe țări, Iordania, Libanul, Egiptul, Cipru, Palestina, ceea ce înseamnă creștini ortodoxi din țări diferite, arătând că astfel ortodoxia este unitară și în același timp are o diversitate, o bogăție de daruri adunate în comuniune. Suntem bucuroși că dumneavoastră aveți această tradiție frumoasă și vă felicităm încă o dată pentru lucrarea pe care o desfășurați cu diferite vârste, diferite categorii și ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dăruiască mult ajutor, să vă întoarceți cu bine la casele dumneavoastră. Ne rugăm lui Dumnezeu să înceteze războiul în Siria, să fie pace și atunci vom trimite și noi mai mulți pelerini. Episcopul de Erzurum i-a oferit Patriarhului României o plachetă, distincție în semn de apreciere din partea societății ortodoxe pentru învățământ din Iordania.